Persoanele care se pregătesc pentru angajare trebuie să știe că unul dintre principalele aspecte la care ar trebui să fie atente este pregătirea dosarului cu toate actele, chiar înainte de interviu. După un răspuns favorabil la interviu, lucrurile se vor derula atât de repede încât există riscul să nu te poți încadra în termenul dat de angajator. Iată deci care sunt actele de care aveți nevoie pentru angajare. Actele personale ce trebuie pregătite înainte de angajare sunt copie după cartea de identitate, copie după certificatul de naștere. Atenție! Actele de acest tip trebuie protejate, însă nu ai voie să le plastifiezi, deoarece își atrag asupra lor nulitatea. Copii ale diplomelor de studii, copii ale cursurilor de formare profesionale sau specializare, acte necesare pentru angajare care țin de medicina muncii, calificativul care atestă faptul că ești apt pentru a lucra, acte necesare pentru angajare, CV-ul în original, carte de identitate și copie conformă cu originalul, nu legalizată, certificat de naștere și eventual copie legalizată, adeverință medicina muncii, apt de muncă sau cu afecțiunile de care suferiți, document bancar care să includă numărul de cont pentru virarea salariului, certificat de căsătorie sau de divorț, dacă este cazul, recomandări de la foști angajatori sau certificate cu diferite rezultate, adeverință de vechime de la fostul angajator, cazier judiciar. De asemenea, este importantă și recomandarea de repartizare din partea AJOFM, dacă este cazul.